Здравейте, това си пе канал Ексая. Салут, приятен! Ви сунтис пе канал Ексара и астез Сара о се кауте... Сюрпризиле! Сюрпризи! Да, о се фи о сюрприза маре. Ceva nou, da? Pentru Sara și nu doar pentru Sara. Și această surpriză mama o să o ascundă, iată, aici, în aceste multe, multe jucării. Și Sara acum merge, da? Să se întoarcă undeva la perete, da? O să vei cădea v-ați ascunsele. Și tu poți să numeri, dar eu în acest timp o să ascund aici. O să fie doar o surpriză și mai multe capcane, da? Să vedem cât de repede o să găsești tu surpriza. Bine? Da! Hai să mergem! 1, 2, 5, 6, 9. Sara, să fii atentă. După cum am zis, aici este doar o surpriză și mai multe capcane. Hai să vedem în câte capcane o să nimerești tu astăzi, da? Dacă o să nimerești în toate sau nu. Hai! Hai, arată la toți ce este acolo. Arată, arată. Este prima capcană. Nu este nimic acolo. Așa, una. Deja nu ai găsit. A doua, Sara, până când strânge doar capcanele, nu este nimic. Aici ce este? Nimic! Sara, tu ce ai hotărât să strângi toate capcanele, da? Eu să caut. Hai, caută, caută, bine, bine. Deci Sara hotără să strângă. Ce este? Este? Nu este nimic! Nu sunt că să caut. Hai, caută. Caută bine, precis că este aici. Sara, Sara, da-da, nu este. Acolo nu e capcană. Nu, nu era capcană acolo. Oh. Este o capcană încă, da? Da. Hai, arată ce. Deschid. Nu este nimic. Toate cinci capcane Sara le-a strâns. Hai. Am strâns caută, 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 acolo bine. Noi. Noi. Este ajut? Hai. Bravo! Hai, arată-ne unde ai găsit. Unde ai găsit? Unde era? Aici era, da? Și ce este asta, Sara? Este surpriză, baby born surprise, da? Eu niciodată nu am niciodată este ceva nou. Acolo este o păpușică micuță. Să vedem, să deschidem. Da, ceva asemănător, cred că, ca LOL. Să vedem, cred că sunt mai multe surprize acolo, da? Ne așezăm la masă să vedem ce este acolo? Da. Să începem să deschidem. Acum. Hai să vedem ce este aici. Sunt 10 plus surprize, 10 surprize. Da. Da, trebuie să fie un bebeluș, da, fetiță sau băiețel. Să vedem ce o să ne cadă, fetiță sau băiețel. Tu ce vrei? Dacă să fie ios. Atunci? Atunci să fie, dacă să fie albastru. Să fie băiețel. Da? Hai să deschidem, să vedem ce o să-ți cadă. Dar cum? Da, este cam greu aici, este complicat. Hai să dezlegăm aici. Așa. Încercăm, da? Cu ce seamănă? Seamănă parcă este un ou, da? Forma unui ou. Da. Da? Gata. Așa. Și? Gata? Nu. Încă nu. Hai, eu să te ajut, vrei? Hai. Să încercăm. O, se deschide foarte bine. Stai, 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 nu rupe, nu rupe foaia. Se deschide foarte complicat, da?
Așa, și noi ne-am isprăvit să vedem. Wow, hai să vedem așa, deci este ca un ou, forma unui ou. Și este ce? Stofă ceva? O pelincă, da? Pentru bebeluș. Hai să o așternem așa pe masă. Și eu deja am văzut că este ce este. Tu ai văzut culoarea? Ce culoare? Ce culoare? Nu știu. Ce culoare? N-ai văzut culoarea? Eu am văzut. Tu ce vrei, fetiță? Dar dacă o să fie băiețel, o să te indispui? Nu. Nu, noi doar de tot avem băiețel, da? Fetior, băiețel? Hai să deschidem. Dacă e fetiță. Arată la toți! Ce frumos, priviți! Ba, ce drăguț este un flăturaș! Hai, ia loc! Și ce este? Băiețel, eu cred, da? Eu nu știu. Dacă este albastru, tu ai zis că dacă este albastru, atunci este băiețel, sau nu? Ios! Fetițe! Fetiță! Dar eu am zis că dacă această... Cum să o numim? Pelincă sau cum este? Ce este asta? Zic că dacă este albastru, atunci este băiețel. Dar are fluturaș, este fluturaș, da? Cu aripioare roz. Și ce are aici? Are și un scutec. Wow, are și scutec. Și este cu ochișorii închiși. Am înțeles că aici este un secret, da, Sara? Da. Acum noi o să-l descoperim. Aici ce avem noi? Wow, ce drăguț! Trebuie cu ceva umed, Sara, să ștergem ochișorii, da? Da. Să aducem un șervețel umed? Da. Are și sticluță, bea apă și scutecul se umple, da? Ia uite, s-a deschis. Wow, ca la LOL. Este o sticluță roz. Priviți. Așa, sticluță necăzut. Este foarte moale. Și noi acum o să hrănim, să-i dăm apă. Să vedem cum se schimbă scutecul. Ia să dau apă. Wow, Sara, privește ce colecție frumoasă este aici. Super. O să fie pe serii, Sara. Este ca LOL, o să fie multe serii. Iată. Asta. Aceasta este, da? Da. Blue Butterfly. Da? Da, eu am văzut aceasta. Blue Butterfly. Ce înseamnă Blue Butterfly, Sara? Blue, albastru, da? Da! Și fluturaș albastru. O cheamă, cred că așa, fluturaș albastru. Uite-te. Și care este ea aici? Mi-o arăți? Iată! Aceasta este ea. Priviți ce colecție de bebeluși drăgălași. O, aceasta ce frumoasă este. Priviți, cu fundiță roz. Așa. Noi trebuie aici să bifăm care este copilaș, în ce culoare... Da. Okay. Acușa să deschidem. În ce culoare își schimbă scutecul și care este bebelușul nostru. Da? Acesta este pașaportul nou născutului. Da. De ce băiețel? Trebuie să bifăm aici unde este fetiță. Este roz la noi. Acum vedem în ce culoare se schimbă scutecul. Da. Vedem în ce culoare își schimbă scutecul. Aici bifăm bebelușul nostru și aici. Dar aici ce este? Ea poate să sază. Așa, Sara, privește. Este certificatul de naștere. Trebuie să o numim cumva. Cum o să o numim? Da, trebuie de pus nume bebelușului. Este fetiță. Hai să o numim Sofie, vrei? Nu? De ce nu? Deja este o Sofie, da? Hai, cum? Hai să o numim Bianca. Mie. Mie îmi place. Mie. Mie. Mie, da, Mie. Hai, Mie să o numim. Aici o să scriem orașul, așa, mai departe. Ce culoare ochișorilor are? Ea poate să sază. Aici. Haideți, deci facem tot pe rând. Ștergem ochișorii acum. Am adus un șervețel umed și Sara acuși o să șteargă ochișorii. Hai, șterge. Ce guriță drăguță are ea, da? Priviți! Ce oi frumoși! Hai, mai șterge. Șterge, bine șterge. Ce fetiță drăguță! Asta? Și ce eu făcut? Asta? Muzică? Da.
Hai, mama, puțin încă să-i mai șteargă, bine? Bine. Că eu așa a făcut. Eu și-a făcut. Ce culoare are ochișorii? Ce culoare sunt? Ca mine. Ca la tine, dar la tine ce culoare sunt? E așa, culoarea ca la Sara. Da? Ce culoare este asta? Ce culoare? Ca finiu, da? Da. Brown, da? Ca finiu. Da. Și aici avem pașaportul unde trebuie tot să bifăm, da? Să fie tot este papusă. Iată, culoarea tot ochilor. Tot așa papusă la ei. Mm-hmm. Când s-a născut copilașul nostru, trebuie și calendar avem aici, priviți. Acum este luna, așa, iată, luna martie. În martie s-a născut. Acum hai să-i dăm sticluța cu apă, să vedem cum se schimbă scuticul, da? Da? Sara, îi dă apă bebelușului. Mia, da, o cheamă? Petiția Mia. Cum să vedem. Ea face pipi, cred eu. Să așteptăm puțin. Stai. Da. Nu, nu este el, el nu trebuie să apăsăm nicăieri. Acum și el să facă pipi. Și să vedem ce culoare are scuticul. Salut! Eu pipi! Pipi, da? Păi ce nu a făcut aici pipi? A trecut ceva timp și noi acum îi scoatem scuticul, da? Să vedem ce culoare este scuticul nostru. Hai să vedem. Așa. Da, încă puțin trebuie să să așteptăm? Pipi. Nu trebuie. Priviți! Sunt inimioare la noi, da? Acum trebuie de bifat aici, la inimioare, unde sunt inimioarele noastre, iată. Color changing, changed. Ea iubește da. Să mănâncă. Ce iubește să mănânce, dacă da. Așa este scuticul? Inimioare. Inimioare să mănânce? Nu, să mănânce căpșunele, da? Da. Deci scrie, what's my favorite food? Care este mâncarea mea preferată? Îmi place căpșunele. Da? Iată așa. Așa scutic avem noi. Frumos. Aici avem și zodiile. Și păpușa noastră este în zodia peșteșorului. Ea s-a născut astăzi pe data de 17 martie. Da? Este peșteșor. Salut! Eu sunt peșteșor. Și cifra, care cifra să-i alegem, Sara? A, sau cifra, cred că este cifra când s-a născut, 17. Favorite number, cifra preferată, o să fie data de 17 când ea s-a născut. A fost... Ce? Ziua ei astăzi este, da? Gata, la mulți ani! Așa, ne-a rămas doar să completăm acest pașaport și să-l păstrăm, da? A făcut pipi. A făcut pipi, da? Da. Mai face încă. A băut atâta apă. Hai să o punem aici. Înapoi. Acum o să face pipi. Este foarte drăguț. Încă este rece afară, da? Da. Ia afară. Ea este acum afară? Wow, ce frumos. Ți-a plăcut surpriza de astăzi? Și vouă, abonații noștri, dacă v-a plăcut surpriza pe care Sara astăzi a deschis-o, a descoperit-o, ne dați multe, multe, multe like-uri. Și Sara, ce zice? Pa, pa! Pa, pa! Pa, 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 pe curând! Oh, ce fluturaș! Ce frumos este. Ce drăguț.